Salutare! Într-un film trecut v-am arătat cum am încercat să tai un lemn cu drujba asta. De data asta i-am ascuțit lanțul și sper să și reușesc. Am aici un pic de benzină, v-am spus de ce nu-i bag prea multă, pentru că nu închide bine cuiul, bănuiesc eu, și astea au o problemă de fabrică cu chestia asta. Așa că prefer să o țin fără benzină. Se pare că e destul de tare strâns ăsta. Îi pun benzină, o să dau chestia asta jos. Bine, dacă pornește. Și apoi încerc o tăietoră. Drojba retezat. 75 de centimetri cub, 75,5 mai exact. Drujba românească făcută la Sibiu. Ok. Șocul. Accelerație o țin cu mâna stângă. Genunchiul pe corn. Și dau sfori. Credeți că a mers mai bine? Eu așa zic. Avem un lanțul pas 404. E foarte, foarte rotund pe colț. E un... ce să zic, semidaltă, că ăsta e mai puțin de atât. Dar totuși taie. Cu ungerea văd că nu stă foarte bine. Cu toate că i-am pus ulei. Dar vom vedea. Ce să zic. Cu astea se... chiuneau strămoșii noștri acum 30-40 de ani și totuși cred că au destulă putere, doar că nu erau finisate destul și știți la ce mă refer. Ok, cam astea fiind zise, vă mulțumesc de vizionare, nu uitați să vă abonați, vă salut, la revedere!